toate că cei mai mulți dintre noi cunosc beneficiile telemedicinei, puțin știu că ea nu este folosită la maxima sa capacitate. Fiind un domeniu ce presupune transferul unui volum mare de date, ea se confruntă adesea cu probleme specifice lipsei unei conectivități digitale de calitate. Studiul de caz pe care vi-l vom prezenta are la bază resursele din 5G Lab, spațiul dedicat inovării dezvoltat în parteneriat cu Institutul de Cercetare Campus al Universității Politehnica din București. Cu ajutorul infrastructurii 5G și a resurselor disponibile în 5G Lab, Telios, startup-ul din cadrul acceleratorului Orange Fab, a pus bazele unei soluții de telemedicină ce oferă consultații medicale la distanță, prin telefon, mesaje online și video. Unul dintre principalele beneficii ale telemedicinei este posibilitatea accesării unor servicii de asistență medicală profesionale fără a fi necesară deplasarea într-un cabinet ori spital. Aici intervine infrastructura 5G, ultrafiabilă, cu latență scăzută, ce permite nu doar accesul la îngrijiri medicale, ci și elimină riscul expunerii virale. 5G oferă un standard de conectivitate superior generațiilor anterioare de rețele mobile, ceea ce va asigura o calitate mai bună a fluxurilor video și viteze mari cu care medicii vor putea prelua și prelucra informații în timp real de pe dispozitivele conectate. În plus, capacitatea de a face schimb rapid și sigur de conținut de înaltă definiție va sprijini nu doar teleconsultațiile, ci și consultațiile multidisciplinare între instituții, cum este cel dintre liderul în telemedicină Telios și lanțul de farmacii Alfega. Beneficiarii, întotdeauna pacienții. În 2017 ne-am propus să creăm una dintre cele mai cuprinzătoare experiențe de îngrijire virtuală din România, iar de atunci Telios Care oferă servicii de telemedicină. Ambiția noastră a fost și rămâne simplificarea vizitelor la doctor, oferind consultații medicale, recomandări de tratament și monitorizare oricui și oriunde s-ar afla, fără cozi, fără riscuri și fără griji. Astfel, Telios oferă consultații medicale la distanță, prin telefon, mesaje online și video, iar pentru investigații mai complexe, pacienții pot găsi în farmaciile partenere o suită de dispozitive medicale performante. Poate cea mai des întâlnită este nevoia unei consultații rapide pentru aplicarea unui tratament imediat. Există cazuri multiple în care pacientul se prezintă în farmacie cu probleme de sănătate fără să fie avut consult cu un doctor. Pentru a primi medicamentul de care are nevoie, va fi necesară o prescripție medicală de la specialist. În acest caz, el va putea folosi serviciul Telios în farmacie pentru a efectua un consult la distanță cu un doctor și primi rețeta de care are nevoie. Serviciul de telemedicină scurtează semnificativ timpul petrecut între momentul apariției problemei medicale și cel al începerii tratamentului. Mai apoi, farmacistul primește rețeta semnată digital de către medicul specialist, iar pacientul poate începe tratamentul. Vorbim așadar de o eficientizare a costurilor și o scădere a timpului de reacție. Spre exemplu, cu ajutorul acestui aparat și a infrastructurii 5G, care permite transmiterea rapidă și în timp real a informațiilor de la pacient la medic, farmacistul îi poate transmite medicului specialist informațiile de care are nevoie pentru excluderea anumitor patologii cardiace și pulmonare. Medicul nu doar că vede datele înregistrate de aparat, și poate chiar asculta bătăile inimii pacientului, exact ca în cazul unui consult, față în față. Desigur, pentru a ne asigura că nu va fi necesar ca pacientul să revină, este foarte importantă calitatea rețelei de transmisie a datelor în timp real. Toate acestea sunt posibile datorită flexibilității de a aloca resurse de rețea sub forma unui slice. Conceptul de slice reprezintă o felie de rețea de comunicație logică virtualizată care asigură caracteristicile de comunicații necesare aplicațiilor. În acest caz, latența redusă de sub 5 milisecunde este esențială pentru transmiterea măsurătorilor în timp real dinspre aparatul de măsură disponibil în farmacia partener către medic și efectuarea consultației video. Slice Enhanced Mobile Broadband, care se întâmplă în paralel cu măsurătorile. Pentru dezvoltarea rețelei la nivel național, dar și a ariei de servicii oferite, Telios are nevoie de o infrastructură de ultimă generație. Iar aici, principalul nostru partener va rămâne Orange, cu echipa de experți ai 5G Lab. Orange Business Services.